Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod, nord, în săgetător, pentru luna iunie aproximativ. Din partea mea, Iasomie, ultimile floricele, nu v-am adus până acum pentru că am avut mulți trandafiri, am în continuare, a fost eclipsată, dar am zis că totuși, un pic de Iasomie înainte să se scuture. Nu am făcut etalar pentru că a trebuit să stau să desenez cărțile. Am fost restricționată de YouTube că a apărut steaua la ultima etalare la alegere și era dezbrăcată, vezi, dragă. Așadar, a trebuit să o îmbrac, să o desenez. În fine, vedem ce se mai întâmplă cu videoclipul acela. Trebuie să fiți cică peste 18 ani, dar, în fine, știu că sunteți, dar restricțiile sunt absurde și vor mai veni alte restricții și pe alte planuri. Săgetători. Înainte să începe talarea, cine comentează negativ să nu-și piardă timpul, pentru că comentariul nu va fi afișat și toată energia negativă pe care o trimiteți, voi sau eu știu, nu contează. Cine comentează să știe că va fi redirecționată înapoi, da? Pe sistemul bumerangului. Cine trimite, asta primește. Ce trimiteți, asta primeți. Dar evident că nu e pentru prietenii mei, pentru dușmani. Însă, trebuie spus, etalele pot să fie invers, pot să fie despre persoane din viața voastră, nu despre voi, dar în principiu, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător. Nu toate mesajele sunt pentru voi. Unele pentru soare, altele pentru lună, altele pentru nodul nord. Încercați să discerniți. Eventual puteți să reveniți să ascultați, dacă vă face plăcere sau așa, să vedeți ce s-a manifestat, ce a fost de fapt pentru voi, că poate nici voi nu recunoașteți mesajele. Deocamdată, în preetalare, aveți încredere în norocul vostru. Probabil trebuie să vă dau acest sfat, că poate unii dintre voi v-ați pierdut speranța. Calmați-vă un pic emoțiile, poate sunteți mai așa, și concentrați-vă pe pozitiv. Normal, așa ar trebui să facă săgetătorii, dar probabil că unii dintre voi sunteți într-o criză în ceva. Din acest motiv a apărut și această carte, Ghidaj spiritual. Mergeți și căutați ghidaj, susținere, ajutor, sfat la o persoană care e mai înțeleaptă, mai echilibrată, eventual simțiți că este inspirată divin. Poate să fie și ghidaj spiritual sau inspirație divină, dar variază. 5 înseamnă multe. Printre altele, unii zic și zodia taurului, dar e doar o idee generală, dar pentru unii poate să fie. Dar în general reprezintă un sistem plin de reguli, tradițional. Poate să fie familia pentru unii, un job important pentru alții. O figură autoritară. La capătul setului de cărți, două cupe, trei. Două suflete pereche, două suflete pereche care se înțeleg, se înlănțuie energetic, emoțional și trebuie să comunice. Să-și comunice emoțiile. După o perioadă de tăcere, de boală, cu 4 de spade și 7 și 10 de spade, posibil. Trădare, durere, dar boală. Poate chiar moartea cuiva. Însă, doi de cupe nu e obligatoriu să fie vreo relație de amor. Poate să fie o colaborare importantă pentru unii, care va aduce oarecare satisfacție emoțională și vindecare într-un context dramatic, în care ați iubit pe cineva și ceva s-a întâmplat și sunteți chemați să vă echilibrați. Poate să fie o prietenie delicată cu valetă de cupe, niște prieteni drăguți. Și acesta să fie un dar divin pentru unii dintre voi. Ia uite, apare totuși un personaj. Un personaj care vine și tulbură un pic, să zic, atmosfera tradițională. Vedem ce mai fi. Aici a apărut, ce a mai apărut aici, regina de spade și 5 de spade. Semne de aer, dar nu obligatoriu. Dacă ați fost puși într-o situație de triunghi, amoros, eu știu, la locul de muncă, în condițiile în care voi trebuia să fiți doar cu cineva într-o colaborare și a mai apărut o a treia, a patra, a cincea parte care și-a băgat nasul, dacă au fost conflicte mentale, verbale, argumente, certuri, jocuri mentale cu cineva, veți avea o discuție face-to-face și veți avea victorie, pentru că 5 și cu 1 înseamnă 6 și vă veți detașa.
veți spune adevărul, voi ei nu-l contează, se va transforma situația și vă veți detașa. Interesant, veți merge spre un nou job. Nu știu dacă e casă, ar putea să fie pentru unii că e o grădină, poate, un nou capitol. Un nou capitol, interesant, apare și casa ca și idee. O casă, dragoste, uite, regele și regina de bâte, doi oameni care se potrivesc, simt, reacționează, cam la fel, se potrivesc. Însă, acesta este pentru viitor. Hai să vedem situațiune. Săgetători, soare, lună, Venus, ascendent, nord în săgetători. Iunie aproximativ, am uitat să vă zic, să vă aduc aminte, nu vă fixați pe calendarele umane. Pentru unii deja ce s-a întâmplat, ce spun, pentru alții urmează. Ați văzut că data trecută a apărut moartea la un moment dat la săgetători? A murit Natar, Dumnezeu să ierte. Săgetătoare, da, au fost niște drame, niște transformări, pentru unii, nu pentru toți, dar intens. Sau poate a fost la limita între... În fine, hai să vedem. Soarele nu venu să ascendem, nu venu să... În săgetător... 20, renaștere. Renaștere. Deocamdată știți ce simt? Nu sunteți nici voi nici ei acolo. Dar urmează să vă întâlniți. Sunteți în zona 0. Urmează să vă întâlniți cu acel suflet pereche, prietenie, ce-o fi, amiciție, colaborare. Urmează să puneți la cale ceva. Pe masa aia să pregătiți. Ce? Ce are magician? Tot ce frumos, 24, da, după iute, după. Unii dintre voi poate ați încheiat situaționa cu aceste cruci, cu un personaj aventurier, poate. Sau ați crezut că e încheiată și cineva vrea să se împace, posibil. Am mai văzut mai devreme cavalerul de bâte. Alții sau altele, aveți unii dintre voi, nu toți, energia feminină, să spun. E în echilibru. Iubește, știe că e iubită, oferă dragoste, creează, comunică creativ, comunică echilibrat. E... în dragoste față de ea și față de aproapele. Și manifestă. Manifestă ce manifestă? A manifestat un început. Dar ceva s-a întâmplat. Aș spune muzeu un cavaler. Poate pentru unii să fie un personaj mai impulsiv. Poate sunteți chiar voi pe calul săgetătorilor. Iar variază. Și aveți în spate această energie feminină. Că totul săgetătorul este energie masculină. Vedeți. Așezați-vă mesajele, regăsiți-vă. Este că ce ați vrut să manifestați a fost, nu știu cum să explic, a fost adus la transformare destul de repede. De la 1 se trece direct la cruce, la 9. Poate din cauza unei distanțe a cuiva, poate cineva este peste hotare, nu știu, ceva se întâmplă. S-a întâmplat sau se întâmplă sau... Dar dacă vă păstrați sufletul deschis, puteți să renașteți. Pe cont propriu... împreună cu prietenii, poate vine și perechea cealaltă, aia specială, care trebuie să vă fie alături până eu știu când. Ideea e că... Ia, să pun lumina aici. Da? Urmează 20. Și 4, interesant, de la 20 trebuie să treceți la 24. Aș zice că vă puteți vindeca de un deces, că am văzut dramele mai devreme, și să manifestați echilibru. Pentru că 24 nu e chiar în echilibru, iar vindecare, stea. Urmează să manifestați dragostea dintr-o altă perspectivă, nu a unei relații, 2, echilibrate, 4. Ci din perspectiva în care amândoi creează. De la 2 și 4 este totuși altă... Se potrivesc 2 cu 4. Că sunt
pare. Dar, totuși, unul dă mai mult, altul mai puțin. Unul... Da, asta e. Așadar, păstrați-vă sufletul deschis și lăsați, cum am zis mai devreme, păstrați-vă credința, sufletul deschis, dragoste pentru voi și ceilalți. Rămâneți în credință și veți manifesta ori un nou personaj, ori un nou job. Veți manifesta ceva nou. Dar care vă va echilibra? Eventual, vă niște chei. Poate cheile acestea să însemne ceva pentru unii dintre voi. În niște spații, la niște inimi, nu știu, la ceva. Variază. Însă, hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent. Nodul nord, însă, cercetor, odată. De două ori, iunie 2020. Ce a apărut? Picat, iar, au fost, sunt conflicte în această perioadă. Dar, am văzut mai devreme, regina de spade se vor rezolva. Conflicte, stres, jocuri mentale, e o luptă. Cineva se luptă cum să vină înspre voi să vă impresioneze, să vă dovedească eventual. A trebuit să-i îmbrac, da? Ia-ți văd, da, i-am îmbrăcat, asta e. Să vă cucerească. Cineva posibil cu marcaj în semnul leului. Puteți să fiți și voi, variază. Dar cineva se luptă. Încearcă să-și caute curaj. Să vină spre voi. Să manifeste o discuție. Care până nu e manifestată, devine apăsătoare. Ia, ia, magicianul. Care va clarifica de ce cineva încerca să se detașeze emoțional. Va clarifica multe și va echilibra, apropo de șase. În fine, hai să vedem. Cavalerul de cupe, o declarație de dragoste, eventual, ia uite, iar comunicare. Ambele cărți reprezintă și comunicare și călătorie, dar mai ales acesta zice că vă reprezintă pe voi. 8 de bâte, eu așa simt că vă reprezintă pe voi, dar nu obligatoriu. Valetul de spade, comunicare, comunicare, comunicare. Ha, ha, emoțională, super pasională, bombardament, așa, texte după texte după texte. Și mentală. Poate sunt două tipuri de personaje. Ia, vedem. Și la clarificări și nebunul. Aș spune, știți ce simt acum? Posibil, nu știu, ori voi, o altă persoană. Cineva s-a săturat de vorbă. Vorbă, 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 vreau să iau de la zero. Ia ce-ar mai fi după. Da, că m-a săturat de stres, de griji, de gânduri. Iar vreau acțiune, interesant. Cavalerul de bâte. Da, m-am săturat de imaturi, valeți, cavaleri, vreau să schimb energia, vreau să schimb direcția, către ce? Către chestiuni serioase, profunde, care să mă ajută să mă reclădesc după niște momente zbuciumate. Asta văd. Ia uite, să-mi refac energiile după. Fine. Dar hai să vedem în continuare. Măi, trei de spade, dezamăgire. O comunicare greșită. Nu știu, cineva a comunicat ceva, s-a înțeles altceva. Comunicare, abandon și un anume tip de egoism. Da, au fost trei persoane în context. Trei. Și uneori trei este prea mult. Dar aș spune că se va echilibra situația, dacă vă păstrați credința. Totuși interesant, apare o familie, un copil, aș zice, și echilibru iar copil. Posibil pentru unii un copil vă vindecă, vă inspiră, vă alină pentru unii. Nu obligatoriu. Dacă nu-i copil, ar putea să fie o prietenie, o nouă prietenie, dar o prietenie spirituală, vedeți? E spiritualitatea. Că am văzut două cupe și iar apar două cupe și la temperanță tot două cupe sunt. O prietenie, colaborare sau o relație vă va echilibra, vă va vindeca în cazul în care voi aveți niște probleme. Da, toți avem probleme, da? Pentru că apare acest zero despre care am vorbit. Intuiția voastră vă spune
Ha, interesant ce simt. Știți ce simt? Ha, salutări, Daniela. Intuiția voastră vă spune că, deși încă sunteți în acest punct zero, nu aveți această grădină casă, locușor, nu neapărat grădină casă, e locușorul vostru, veți avea intuiția, folosiți-vă, păstrați-vă intuiția, vedeți, 20 și 24. Va fi casă, un loc stabil, o relație stabilă, un job stabil, da? Însă, repet, păstrați-vă credința că ați trecut prin multe, ar fi culmea acum să vă pierdeți, tocmai ca ăla, știți voi, la mal, da? Ca să puteți manifesta echilibrul, să aveți cheile. Cheile genelor. Unde am pus carte? Hai să vedem în continuare. Deci, comunicare emoțională, mentală și călătorie. Mai vedem. Dar deocamdată poate să fie vorba de o călătorie sau mai multe drumuri. Între voi și cineva. Poate sunt două persoane. Nu voi și altă persoană. Două persoane către care călătoriți. Iar sunt multe posibilități. Dar călătorii sunt zilnic? Nu. Sunt periodice aceste călătorii. Nu e un mesaj foarte important. Hai să vedem totuși. Clarificăm. Valete de cupe. O dată. De două ori. Totuși cineva vrea să facă o declarație. Din suflet. Și am senzația că valetul de spade nu primește foarte bine declarația. Nu știu, e o chestie. Sau nu înțelege. Că am văzut trei de spade. Ori nu primește bine, ori nu înțelege. Regele de bătaie, puteți să fiți voi. Patru de spade. Așa nu e vindecare după meditație. După o perioadă de introspecție apare comunicarea. După tăcere apare comunicarea. Iar cinci de spade. Eliberați-vă, aș spune, cu opt, transformare. Duceți-vă departe de conflicte. Dacă cineva vă pune tot timpul în situații de-astea conflictuale, jocuri mentale, posibil un semn de aer, posibil nu obligatoriu sau chiar de foc, alt semn de foc, eliberați-vă. Ia uite, valetul de cupe. Fiu, ciudat. Să fie un copil pentru unii? Oricum, da, valetul de spade în varianta asta negativă nu e chiar un personaj de încredere. Ar putea să fie același personaj care creează jocuri mentale. Eliberați-vă, duceți-vă. Și ei va urma să-și ceară scuze. Eventual, dacă vă vor. E treaba lor dacă își ceară. Ia uite, spânzurat. Nu vreți să stați pe loc. Schimbați-vă perspectiva. Vedeți, 12 este ultima casă a cercului zodiacal. Urmează casa întâi. Vedeți? Casa întâi. 1. Manifestarea. Aventura, aș spune. Aventura voastră. Într-o nouă direcție. Coffee, job, coffee, casă, coffee, eu știu, vacanță, orice e acest 1, da? Trebuie să îndrăzniți, să aveți curajul. Dar de la 12 la 1 trebuie să treceți prin 0, cum am zis eu, mai devreme. Mai e să băgăm blitz. Da? E un moment în care trebuie să meditați. Și voi. Eventual, să așteptați și inspirația divină, că am văzut și marele preot pentru unii dintre voi. Așadar, poate un vis vă va inspira să mergeți într-o nouă direcție. Să vă dezlegați de diavol. Aș spune de aceste conflicte. Nu știu. Dacă nu e energia voastră, o fie altei persoane care vine să vă explice una, alta, ia uite. Da, iar triunghi amoros, eu știu. Poate ziceți, nu, eu n-am pe nimeni, ori fi având ei. Și nu știți. Sau poate colaborare, trei de monede? Cineva obsedat de bani? Complicată, confuză situația, în fine. Prea multe personaje.
La capătul setului de cărți, iar acest sentiment de trădare într-un contract sau de nedreptate, aș spune. Vi se pare că vă este acasă? Mai, ce se întâmplă aici? Dar copilul și casa? Eu știți ce zic? Eu asta simt. Dacă simțiți că vi s-a făcut nedreptate într-o chestiune, la locul de muncă, într-un contract, da? Sau acasă, vă dezlegați. Vă veți dezlega, pentru că 8 înseamnă transformare. Vă eliberați, vă dezlegați de această gândire. Pentru că meditați, vă vindecați, poate să fie chiar energia voastră. Eventual cineva vă ajută, un suflet pereche. Prietenie, vreau să zic, da? O prietenie, o colaborare, cineva vă ajută. Poate chiar un profesor, că am văzut spiritual, că am văzut marele preot. Cineva vă ajută, eu cred că vă ajută. Și veți depăși. E ceva, ceva, ceva putred la mijloc, să zic. Dar veți depăși chestia asta. O casă, un contract, prea multe spade, legături, trădări, boli. E o karmă care cam trebuie încheiată ca să puteți să renașteți. Și în momentul în care vă schimbați mentalitatea, că cineva la zodia leului zicea că am pierdut, că la, că mă întâlnesc numai nenorociți. Păi mă, dacă gândim așa, pe normal că veți atrage, sau gândiți așa, veți atrage așa. Nu, vorbeam în general, nu neapărat despre zodia săgetătorului sau a leului. Dar când rămâi cu sentimentul de amar în gură, în suflet, de-aia vi se zice, rămâneți cu sufletul deschis, iubiți în continuare, ca să puteți renaște. În momentul în care vă veți dezlega, va veni soarele, o trezire, ceva, o trezire cu soarele, cu spânzuratul, cu nebunul, o trezire, o, nu știu, vis, întâlnirea cu cineva, ce o fi ceva, ceva deosebit. Va aduce înțelegere și stabilitate și fericire, uite. Iar o nouă dragoste pentru unii, un copil vă vindecă, vă inspiră, vă alină, vă echilibrează, dar va fi bine. Hai să vedem următoarele cărți. Până acum nu aveți decât două arcane majore. Aș spune că pentru voi energiile care au apărut sunt foarte terestre. Pentru unii dintre voi. Lucruri de zi cu zi minore. Aș spune lucruri minore, jocuri mentale. Dar e normal, pentru că e în opoziție cu zodia voastră, gemenii. Da. În fine, hai să vedem. Soarele, Luna, Venus, ascendent, Nodul Nord în săgetător. Hai să clarificăm. Da, de două ori. De trei ori. Trebuie să blocați. Trebuie să alegeți, în primul rând, să alegeți. Și când alegeți, aveți nevoie de oarecare singurătate, însingurare, meditație. Ca să vă schimbați energia. De la, iar, oameni care n-au nici cele mai grozave acțiuni, nici reacțiuni, nici n-au prea multă profunzime, aș spune. Ca să vă puteți schimba privirea către un suflet pereche. Către stabilitatea voastră, către... care ce aud eu acum? Reputația voastră profesională, interesant, cu regele de monede, reputația voastră profesională. Și pentru asta trebuie să schimbați direcția. Da? Să lucrați și veți avea bani, o colaborare bună.
Să apară mare grijă cu tentațiile. Că o fie energia cuiva, că o fie energia voastră, eu transmit mesajul. Mare grijă cu tentațiile. Poate că ei rămân cu tentațiile, voi rămâneți cu reputația. Salvată. Salvată, nu așa oricum. Hai să vedem în continuare. Ah, ce frumos! Vedeți că am îmbrăcat-o? Vă vindecați, măi, ce mă bucur, vindecare, toate cărțile arată vindecare, toate cele trei, vindecare, este eremitul, varianta mică, consilierul emoțional, ia uite, vindecare emoțională. Iar inspirație divină, posibil că a venit mai greu această vindecare de ceva, dar vine. Aici e temperanța. Aici în vitraliu, nu uitați, vindecare. Vai, ce frumos! Ah, interesant. Pentru unii? Păi, monede. Și regina de spate, da? Veți avea mintea clară. Și regina de cupe. Mintea clară și suflet. Vai, ce frumos vine mesajul. Ia uite, 8 de spade iar. Deci, spre ce mergeți, așteptăm spre un echilibru. Ca să puteți să renașteți. Că doi, totuși, e număr echilibrat. Dar când este Marea Preoteasă și când este 2 de cupe, în celelalte variante nu e echilibrat. Așadar, mintea clară și sufletul cu deschis. Ia uite, a scapat pe aici. Sufletul deschis. Posibil totuși cineva va face o declarație emoțională. Primiți-o cu secubine, dar asta nu înseamnă unde vei mergeți. Veți merge spre bucurie, da? Spre bucurie. Și nu mai aveți nevoie de energii toxice. Deci odată declarația făcută va vindeca mult stres. Așa, să o pun aici pe ea. Poate un semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, nu prea îmi place să fixez așa ceva, dar e posibil să aibă parte de o transformare într-un context în care voi posibil sunteți prin preajmă, îi inspirați. Ia uite, asul de spade. Magicianul. 2 de cupe. Vai, dar ce frumos! Judecata. Iar 20. Renașterea. Nebunul. Vă veți fi transformat și veți ajunge la adevăratul echilibru. Poate unii dintre voi veți semna un contract la un moment dat. Pe care l-ați așteptat foarte mult. Și iar vă va aduce multă bucurie, mult succes. Pentru alții, iar e o comunicare importantă, că tot aveți valeți, cavaler, o comunicare foarte importantă după o perioadă de tăcere, de conflicte, de interioare, mentale, repet, de ce repet, nu știu, ca să se înțeleagă. Și iar veți manifesta... Mai nu știu, un suflet foarte drag. Manifestați un suflet drag. Ceea ce suflet variază de la om la om. Dar un suflet foarte drag. Poate chiar o îmbrățișare profundă. Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat vreodată când ați salutat pe cineva, când ați îmbrățișat pe cineva, să auziți glasul îngerilor. Să aveți stări de transă, de ascensiune. Mie mi s-a întâmplat. Nu știu, sper cât mai mult să trăiți asemenea clipe, că totuși
Bănuiesc că majoritatea ascultătorilor, majoritatea, sper și eu, sunt pe calea dezvoltării spirituale personale. Interesant cum vine un mesaj, totuși există și la voi, ca cum a existat posibilitatea și la alte zodii, nu mai știu la care, la leu, la vărsător. Un personaj important public, steaua, să vină să comunice cu voi, să-și împărtășească emoțiile, să vindece o tăcere. Și uite așa să depășiți conflictul, stresul. Și să mergeți înspre dragoste. Dragoste, înțelegere, creativitate, să creați. Și să munciți. Evident, creația asta nu vine așa, hotron-tronc, cum mai bate din palme. Va trebui să munciți pentru această creație. Dar veți avea înțelegere, aș spune. Poate cineva își va cere scuze că nu a vorbit, nu a înțeles din cauza că s-a concentrat pe muncă, poate și asta. Dar iar, sunt mesaje banale, însă voi știți dacă e cineva care trebuie să-și ceară scuze. Dacă își cere scuze, atunci să lucreze, apropo de 8 de monede, să demonstreze că într-adevăr vrea să schimbe ceva. Că am văzut schimbarea la un moment dat, da? Ideea este că mergeți spre un moment de împlinire cu 3 de cupe. Și că am văzut și 2 de cupe întâlnirea cu sufletul pereche. Ia uitați. Ia uitați. 2 și 3. Pentru unii poate să fie și dorința de a fi mamă. Și această dorință se va împlini. Nu știu în cât timp. Dar sunt mesaje diverse. Însă, ca și concluzie, o declarație emoțională va vindeca un conflict. Și de la stres veți ajunge la dragoste. Și la bucurie, da. Mesaje. Nu știu cum se manifestă aceste mesaje în viața voastră, dar se manifestă. Mesaje de la îngeri. Cereți ajutorul, interesant. Protejați pe cei pe care iubiți. E o romanță. Undeva stă pe cale. Stă pe cale să se manifeste. Dar trebuie să aveți compasiune față de cei care au greșit, care au fost toxici. Am văzut mai devreme. Dați în urmă la diavol, dacă vreți. Hai să zic și mesajul ăsta. Cineva, am senzația, nu știu, nu contează cine, sunt oameni de joasă vibrație, vă brufește. Există aici o femeie foarte frumoasă și puternică și poate chiar și cu ceva bani. Sau stabilitate. Și foarte bârfită, foarte invidiată, cu 5 de spade invidiată, pentru că oricum veți continua să rămâneți frumoși, frumoase, să străluciți, să aveți abundență, steaua și împărăteasa, nu-i de colo.
asta e, ei rămân cu invidiile. Cu bârfele. Aveți credință? Interesant. Totuși, mergeți către un parteneriat. Partener, zice. Că o fi iubit, că o fi parteneriat, că o fi prietenie. Un parteneriat de care aveți nevoie ca de, cum să zic eu, ca de soare. E pe cale să se manifeste. Aveți credință. Lucrurile sunt mai profunde. 22. Lucrurile sunt mai profunde decât par a fi. Poate că în viața lor ceva trebuie să se vindece, să se rezolve, dacă nu musa în viața voastră. Dacă v-ați separat de cineva, dacă ați pierdut pe cineva, veți găsi un alt parteneriat, repet, prietenie, colaborare, chiar dragoste, care vă va împlini. Chiar dacă voi nu mai sperați, că avem multe cărți în care se spune să sperați. Arătați ceea ce este nevoie să arătați. Descătușați latura frumoasă a voastră. Nu mai fiți precauți și închiși doar din cauza că ați suferit. Tot suferim. Ia uite, practicați gratitudinea, mulțumirea, apropo de săgetător, pentru ceea ce aveți. Nu vă gândiți la ce nu aveți, ci ceea ce aveți. Nu știu pentru cine o fi. Calmați-vă emoțiile. Și? Ia uite, asta e finalul. Aveți încredere că totul va fi bine. Era și o melodie. Totul va fi bine. Nu știu. Dați-vă timp să respirați, să faceți băi, să vă duceți în concediu. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau.